a sărbătorit periculos de dragobete. După ce a lovit cu mașina un automobil al Direcției Pază de Stat, o șoferiță din capitală a dansat provocator, s-a dezbrăcat, a cântat și s-a dat în spectacol în fața polițiștilor și a curioșilor adunați în jurul ei. Femeia în vârstă de 29 de ani a recunoscut că a consumat alcool de dimineață. Faptul că și-a făcut praf automobilul și a rămas fără permisul de conducere nu a împiedicat-o să petreacă mai departe. Нам суждены опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие. Хочу тебя обнять, а ты все тянешь танцевать. А шесть? Мало шесть. Горька шесть, горька шесть. Ана шесть. Ана шесть. Închide ușa. Zim ce s-a întâmplat. Închide ușa când e frig. Ok, haide să haide. Jurnal te-a venit, place. Cum s-a întâmplat accidentul? Ce ai pățit? Cum și-am pățit? Am băut o bere de dimineață. Da? Și da. Am înțeles, continuă. Și continuu. Ai băut o bere și da. La bere până la accident. Până la accident am intrat într-o poliție rutieră. Ascultă. Dar crezi că cine e vinovat? Eu. Recunosc? Normal, da. Fără nicio problemă. Cum ți cheamă? Victoria îmi spune, dar ție? Nii tot. Vica! Sunt tare de cunoștință. Ce da, ai băut? Muzica? Ba da, dar vreau, și normal că vreau să mai vorbesc cu tine. Eu biu că e de ieri ziua mea. Am avut 29 de ani ieri. Și nu m-am felicitat nicio... Ce? Din cauza asta te-ai îmbătat. Scoate eu la mine mașină să fac și vreau eu. Hai! Mie ne place jurnalul TV, a? Și n-ați microfonul ție. Thank you.